Fostul dinamovist Ndoye a făcut Academie de Fotbal în Senegal și vrea să-i dea jucătorului Becali. FCSB este favorita mea din România, spune Ndoye. Salut pe toată țara din România, toate române, le spune că Osman e dur de voi. Cel mai simpatic străin care a jucat în România, Ndoye, e antrenor la Academia de Fotbal pe care a deschis-o în Senegal. Așa se numește echipa? US 78. Din Africa, FCSB s-a întărit cu Nghezana, Dawa, Antui și Baba Al-Hassan. Și Ndoye vrea să aducă fotbaliști la FCSB. Cine ia campionatul? Vă știi că eu... Steaua echipei meu. Am vorbit cu Pintili și cu Calarambos și cu Meme. Ndoye stă departe de frigul de la noi. A încercat să gătească românește în Senegal. Mi-e dur. Mama ligă, ciorbă de bută, ciorbă de pui. Da. Ești și tu român, Osman, nu? Normal, tot român. Sunt Mihai Osmanescu.